Când o vedetă se îndrăgostește nebunește de o altă vedetă, rezultatul este un super cuplu cu o putere mare de influențare și dublu lipici la public. Carpetina! Chiar dacă individual fiecare se bucură de un mare succes, împreună aceștia capătă o forță de necontestat. Hai să vedem care sunt 10 dintre cele mai frumoase cupluri din România la momentul actual. Tată! Cătăline! Cătăline! Andra și Cătălin Măruță. Cei doi s-au cunoscut în 2005, când Andra a fost invitată la emisiunea lui Măruță, care avea loc pe atunci la TVR2. Deși nu a fost dragoste la prima vedere, aceștia au trecut în mod natural de la prietenii la iubiți, iar în 2008 au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit. Îți mai amintești cum ai cerut-o în căsătorie? Neoficial a fost într-un magazin de mobile din București. Și erați printre noptiere și ce? Și ce ai zis? Să împărțim noptiera asta pe viață. Acum zic de la părinții mei, ar prinde rădăcini și... Nu, a zis ce-ar fi să ne căsătorim la anul, cum ar fi? Cum ar fi, nu știu. Și zic, nu zici rău. Da. Acum au doi copii foarte simpatici, David și Eva, și continuă să fie un cuplu unit și puternic, în ciuda zvonurilor despre divorț. David! Prezent! Tati! Prezent! Mami! Prezentă! Eva! Prezent! Cătălina a mărturisit într-un interviu că suntem foarte buni prieteni înainte de orice. Iubire înseamnă nu doar romantism, ci și ajutor reciproc, respect și admirație. Adică eu mă uit la ea și sunt mândru că sunt soțul ei, înțelegi? Mă consider norocos. Iar Andra spune că se simte în siguranță alături de el orice s-ar întâmpla. Este omul care, când îl văd că intră pe ușa casă, așa cumva zic, nu, gata, s-o umplu casa, suntem cu toții, știi? Atunci când mă atinge, simt... ce simțeam când punea mama mâna pe mine. Simți că îți dă o energie, simt că mi-e bine, simt că-s bine, că nu mai am nevoie de nimic. Pe plan profesional, cei doi au mare succes în mod individual. Andra, considerată una dintre cele mai bune voci din România, a bucurat publicul în fiecare an cu piese de top precum Iubirea schimbă tot, Jumătatea mea mai bună, Inevitabil va fi bine sau colaborând cu artiști internaționali precum Enrique Iglesias și David Bisbal. Mai mult decât atât, Andra se află încă din 2011 în juriul uneia dintre cele mai populare emisiuni din țară, Românii au talent. Cătălin Măruță, unul dintre cei mai mari prezentatori din România, lucrează în televiziune de mai bine de 20 de ani. Acesta este încă urmărit în număr mare de luni până vineri la emisiunea care îi poartă numele, La Măruță, și unde sunt invitate diverse vedete pe faimoasa canapea. Acesta domină și în mediul online cu podcastul Acasă la Măruță, fiind unul dintre cele mai populare din țară, adunând milioane de vizualizări. Dacă omul ăsta s-a pregătit atât de mult, cât poate să fie omul ăsta de bun? Ce întrebări poate să-mi adresez? Am să-ți răspund la absolut orice întrebare. Absolut orice întrebare. Te rog foarte mult să nu te reții din a pune întrebări. Ea, una dintre cele mai apreciate artiste, el prezentator, manager și investitor. Cei doi par să fie făcuți unul pentru celălalt. Delia și Răzvan Munteanu. Trei calități și trei defecte. Da. Nu contează ce. Spontană. Al doilea defect. Era 2010 când Delia vizita un club de karaoke din centrul vechi al Bucureștiului. Se întâmplă foarte des ca eu să fiu în centru vechi și sâmbătă seară și vineri și joi și oricând. Proprietarul clubului nu era nimeni altul decât Răzvan Munteanu, cunoscut ca om de afaceri implicat în domeniul imobiliar. Am făcut o agenție imobiliară, vindeam apartamente, case, vile, până când a venit un fond de investiții care a cerut terenuri. Prin 99-2000 nimeni nu cumpăra terenuri. Ce tare! Deci dacă ai fost acolo, e clar. Da, am fost acolo. Apoi a fost centru vechi și apoi muzica și acum m-am întors și în real estate, că prima dragoste nu se uită niciodată. Cei doi s-au căsătorit după 2 ani și par să fie într-o continuă lună de miere. Criticați adesea pentru faptul că nu și-au început încă o familie, aceștia aleg să își ocupe timpul călătorind în întreaga lume și focusându-se în mod exclusiv pe carieră și business. Fiecare lună sunt însărcinată. Da. Am avut până acum toate sarcini, tot. Nu, e... da, nu mai am reacții. Acum are soțul reacții întârziat și cumva a început să-l lovească până el și e un pic... Și zic, welcome to reality. My adică, world, da, welcome to my world. Delia a fost mereu îndrăgită de public, atât pe vremea când făcea parte din trupa N&D, dar și când a devenit artistă solo. Deși a avut o carieră impresionantă înainte să îl cunoască pe Răzvan, succesul acesteia a explodat odată ce soțul ei a devenit manager. A venit fix când trebuia
A venit în momentul și ne-am potrivit la momentul ne-am potrivit. Ciocnit în momentul potrivit, ne-am ciocnit, cum sună asta, poate sună plastic, dar chiar ne-am două roci puternice, ca două pietre tari. Ce? Și eu am simțit că sunt în siguranță cu el, pentru că eram într-o perioadă în care totul era așa, o nebuloasă. Ca și echipă, ca și lucruri frumoase pe care am reușit să le facem, da, n-aș fi reușit îmi să fac asta. Îmi place că zici echipă, știi? Da. Faceți o echipă. We're a team! El a fost o piesă importantă în formarea casei de discuri Global Records, alături de Ina și Lucian Ștefan, platforma prin care Delia a lansat numeroase hituri, cum ar fi Cum ne noi, Despablito, Rămâi cu bine și multe altele. Și la ce te uiți? La ce în cap? Cum se pare că sunt îmbrăcat? Asta am spus și noi. Delia face parte din Juriu, a două emisiuni mari de la Antena 1, X Factor și Ai Umor, care aduc ratinguri uriașe postului de televiziune, ceea ce o face pe aceasta greu de înlocuit. Despre ce vreau să vorbesc? Vreau să te felicit pentru această formă în care te... Ce vrei, mă? De ce? Te lasă, mă. Numărul a fost executat... Nu știu, n-am văzut. Nu am văzut în viața mea așa ceva. Pe mine m-a lăsat fără grai, fără cuvinte. Eu nu mai știu să vorbesc limba română, tu înțelegi? Deci pe mine m-ai șocat efectiv. Ce vârstă? Răzvan a preferat să lucreze din umbră pentru mult timp, fiind cunoscut ca soțul misterios al Deliei. În ultimii ani, însă, entuziasmul lui pentru criptomonede l-a determinat să-și facă apariția la diverse podcasturi și emisiuni, educând oamenii despre acest domeniu. El este unul dintre cei mai importanți investitori în piața cripto din țară și crede că România poate deveni în viitor cel mai mare exportator de criptomonede din lume. Chiar dacă ambii au pornit de jos, modul în care se completează și își aduc valoare unul celuilalt i-au făcut pe aceștia să evolueze foarte mult pe plan profesional, personal și chiar spiritual. Voi amândoi erați bine, foarte bine, înainte să vă cunoașteți. Amândoi erați pe un drum, erați bine cu financiar, cunoscuți în domeniul vostru de activitate. După care s-a format acest cuplu și în cuplu ați devenit rachetă, adică a bubuit. Controversați, extravaganți, orientați spre inovație și digital, dar și cu un simț al umorului foarte dezvoltat, putem spune că cei doi trăiesc versiunea contemporană a unei vieți de bazm și formează unul din cuplurile noastre preferate. Îmi place că mă faci să râd. Sunt un fel de clov, adică. Nu, îmi place că mă distrez cu tine. Ești un prieten foarte bun. Nu mi-ai zis niciodată asta. Smiley și Gina. Deși se cunosc de foarte mult timp, Smiley și Gina formează un cuplu abia din 2018, iar în luna martie a anului 2020 au devenit părinți pentru prima dată, aducând pe lume o fetiță adorabilă pe numele Josephine. Într-unul dintre videoclipurile urcate de aceștia pe YouTube, Gina a dezvăluit care a fost momentul exact când l-a văzut pe Smiley cu alți ochi. Ea descrie cum, la un eveniment monden, Smiley era pe scenă și cânta Love is for free, iar Gina și-a dat seama că între cei doi există mai mult decât o prietenie. Din acel moment, Gina a început să vină adesea la Vocea României și să îl privească cu admirație din public. Smiley, admirat pentru piesele lui sensibile, dar și pentru sex appeal-ul care îl caracterizează, a devenit unul dintre cei mai adorați artiști ai României. Acesta pare să ajungă în topuri cu toate piesele lansate și trebuie să menționăm câteva din preferatele publicului, cum ar fi Acasă, De unde vii la ora asta și Pierdut buletin. Unul dintre cele mai importante proiecte ale cântărețului este HaHaHa Production. Acesta a fondat casa de discuri în anul 2009, cu dorința de a avea control total asupra melodiilor sale și de a oferi șansa altor muzicieni de a se face remarcați. Printre artiștii reprezentați de HaHaHa Production se află Feli, Sore, Cabron și mulți alții. El și-a descoperit și pasiunea pentru televiziune, făcând parte din juriul Vocea României timp de 6 ani și formând un duo super îndrăgit alături de Pavel Bartoș, ca prezentatori la România au talent. Deși a avut începuturi grele, Gina nu s-a lăsat până nu a devenit una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de televiziune din România. Notorietatea ei a crescut în 2016, când a început să prezinte Șef la cuțite și să lucreze alături de cei trei șefi, Sorin, Florin și Cătălin Scărlătescu. Ești soarele meu, ești viața mea, ești aerul pe care îl respir. Vreau să-l fac rău de chei. Vreau să fii talismanul meu norocos. Să-mi dezlegi cununiile.
deținătoarea cunoscutei fraze simpaticilor, a fost foarte apreciată de public pentru modul călduros în care încuraja concurenții pe timpul competiției și a devenit o emblemă a emisiunii. Să înceapă Asia Express! Fără doar și poate, cei doi formează un super power couple, iar Josephine se poate considera norocoasă cu așa părinți. Teo Roz și Angel Damian. Teo Roz și Angel Damian s-au cunoscut pe platourile de filmare pentru noul serial Clanul, difuzat la ProTV din septembrie 2022. Aceasta joacă un rol principal fiind avocata grupării de crimă organizată și fata lui Bebe, iar Angel lucrează din spatele camerelor ca regizor. Teo e un talent uriaș, un talent actoricesc uriaș. Eu n-am văzut genul ăsta de talent până acum. Mi se pare că... Dracul mai crede acum. Deși se speculează că Teo l-ar fi înșelat pe Alex Leonte cu noul iubit, cântăreața a mărturisit că lucrurile nu mai mergeau de ceva timp între ea și nepotul lui Neamarin. Relația mea cu Alex s-a încheiat. Altcineva a apărut în viața mea, lucruri adevărate. Noi am vrut să întâmple cu discreție lucrurile astea și să anunț eu la un moment dat, să trec prin ele, să anunț eu la un moment dat. Nimeni n-a înșelat pe nimeni. Alex știa de existența lui Angel. Noi am vorbit despre asta. Ne-am despărțit în primul rând pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi. Ne-am despărțit cât se poate de frumos. Am fost cât se poate de sinceră și corectă cu Alex. Angel Damian s-a despărțit de Lia Bugnar în aceeași perioadă, după 9 ani de relație. Cei doi s-au înțeles de minune în ciuda diferenței de vârstă de aproape 23 de ani și au lucrat împreună la numeroase piese de teatru de-a lungul anilor. Trebuie să te întreb și despre Lia Bugnar. Cum gestionați voi relația? Pentru niște oameni maturi care se admiră reciproc, este firesc să poți continua o relație profesională. Noi suntem maturi și înțelegem situația în întregime, nu există niciun soi de problemă. Lia Bugnar este cea care a scris scenariul pentru Clanul, inclusiv replicile pentru Teo Roz. Telespectatorii au reușit să o cunoască mai bine pe Lia și din emisiunea Asia Express, sezonul 3, unde a participat alături de Maria Buză. V-am să vă întreb ce mai face Angel Damian. Știu că vă înțelegeți foarte bine. Eu înțeleg cam ce v-ați dorit dumneavoastră de la interviul ăsta, doar că Angel Damian, dacă face ceva demn de spus într-un interviu, trebuie întrebat el însuși. După doar câteva luni de relație, Teo Roz și Angel Damian au confirmat că așteaptă un copil. E adevărat, o să aveți un nepoțel sau o nepoțică. Deși ar fi vrut să anunțe vestea la momentul potrivit, presa le-a luat-o înainte. Cum e Angel în perioada asta cu tine? Grijuliu, ca cu un bibelou așa săracu, nu mai știe cum să facă să fie totul bine pe lângă mine. Teo Roz a devenit foarte populară în urma participării la concursul Bravo I Still Celebrities. Deși a ieșit pe locul 2, aceasta a câștigat o comunitate de fani devotați, care îi admiră personalitatea carismatică, dar și vocea incredibilă. De atunci, cariera ei a început să prindă aripi, devenind una dintre cele mai căutate vedete la momentul actual. Angel Damian și-a început cariera de actor la 17 ani și a continuat să joace în piese de teatru, seriale, filme independente, dar și să scrie, să producă și să regizeze. A câștigat de-a lungul anilor numeroase premii și a participat la diferite festivale internaționale de film. Când dau seama că iei salariu și de regizor și de scenarist și de actor... Nu e rău. Da. Nu era. Recent și-a făcut apariția și pe YouTube, ca și coprezentator alături de Codin Maticiuc în podcastul La Mijloc. Chiar dacă mulții judecă, le reproșează că s-au grăbit și că relația lor nu va trece testul timpului, trebuie să recunoaștem că cei doi formează o pereche foarte frumoasă și pot deveni unul dintre cele mai puternice cupluri din showbizul românesc. Antonia și Alex Velea. Antonia și Alex Velea s-au cunoscut în 2009 la studio, pe când aceasta înregistra Morena cu Tom Boxer, piesa care i-a adus multă faimă la nivel național și internațional. Deși au devenit prieteni buni, cei doi erau pe atunci compromiși, Antonia cu primul ei soț, Vincenzo Castellano, iar Alex cu prima lui soție, Ana. Într-unul din interviurile pentru Extra Night Show, Alex a declarat că ambii veneau din cupluri nefericite, prietenia lor nu a fost cea care a distrus cele două căsnicii. Acum au doi băieți împreună, Dominic și Achim, în vârstă de 8 și 6 ani, iar Antonia o are pe Maia, o frumoasă fată în vârstă de 11 ani, din prima căsătorie. În 2013 deja lumea bănuia că suntem împreună și în 2014 am declarat noi toată treaba asta, dar am anunțat odată cu sarcina. Da, fai de mine, ce că mă gândesc, e greu. După 7 ani, în care Antonia s-a judecat pentru divorț și custodia fetei, aceștia au ajuns la un numitor comun. Maia va continua să locuiască în Italia, dar de acum poate să își viziteze și familia din România. Aceasta se înțelege foarte bine cu frații ei, care
o adoră. Imediat după ce divorțul a fost finalizat, Alex a cerut-o în căsătorie pe Antonia și a sigilat momentul mult așteptat cu un inel de invidiat. Aceștia au avut o dată stabilită pentru nuntă, dar au fost nevoiți să amâne evenimentul datorită programului supraîncărcat. Deși toți îl invidiază pe Alex pentru că se trezește în fiecare dimineață alături de una dintre cele mai frumoase femei din România, Antonia declară că lucrurile stau altfel. Ea este cea care se simte foarte norocoasă de a avea un bărbat ca Alex lângă ea, deoarece se consideră o persoană foarte dificilă. Alex primește complimente de genul ce norocos e Alex și mi se spun nu, ce norocoasă sunt eu. Că nu e vorba doar despre toată viața noastră, doar despre aspect. El m-a învățat foarte multe lucruri bune. Să nu pun la suflet, să-mi pară rău de oameni de genul ăsta, să am răbdare, asta m-a învățat foarte mult. Pe plan profesional, ambii continuă să lucreze cu pasiune și colaborează adesea la videoclipuri muzicale precum Defectul tău sunt eu, Sahara, Iubirea mea și Tranquilo Papi. După o carieră de lungă durată, Alex și-a deschis propria casă de producție, Golden Boy Society, care i-a lansat pe doi din artiștii tineri ai momentului, Mario Fresh și Lino Golden. Pe lângă muzică, Antonia se bucură de mult succes și în mediul online. Aceasta este a treia cea mai urmărită artistă de pe Instagram din România, după Ina și Deiu, cu aproape 3 milioane de urmăritori, iar pe TikTok se bucură de 1 milion de urmăritori. Destinul i-a făcut să se întâlnească și să trăiască împreună o poveste nebună de dragoste, chiar dacă nimeni nu le-ar fi dat vreo șansă. Fără discuții, aceștia formează unul dintre cele mai frumoase și puternice cupluri din România. Speak și Ștefania. Cei doi au colaborat împreună pe plan profesional în 2017, când Ștefania a apărut în unul din videoclipurile lui Speak, Libelula. Atenție mare că a intrat Libelula. Bun, a trecut o lună și a zis Libelula, băi, doar eu sunt Libelula. Restul sunt prietenele tale, nu mă interesează. Pe atunci Speak declara că cei doi sunt doar prieteni, dar nu a trecut mult până când au confirmat că formează un cuplu oficial. Acesta a declarat într-un interviu: am început să vorbim și ne-am dat seama că timpul trece foarte repede interacționând. Ne făcea plăcere să stăm de vorbă unul cu altul. Ștefania, la rândul ei, a mărturisit că a fost mai degrabă chimie la prima vedere, nu dragoste. Relația noastră a început foarte diferit față de cum eram amândoi obișnuiți. Ne-am văzut mai întâi defectele ca prieteni, apoi aturile, devenind un cuplu. Eram împreună. Da. Nu ți-am zis niciodată, nu ți-am mărturisit acest lucru. Ce? A brâul ăla peste tricou. Era la mod atunci. Du-te adică de aici, cu brâul ăla peste tricou, nu. Povestea lor de dragoste a crescut în popularitate odată cu participarea acestora la Asia Express, sezonul 3, unde Speak a cerut-o în căsătorie pe Ștefania chiar înainte de semifinală, în fața concurenților și a telespectatorilor. Vrei să fii soția mea? Haide! Da? Ei au fost apreciați pentru modul simpatic în care au înfruntat toate obstacolele pe timpul cursei și pentru abilitatea de a comunica deschis în relație. Boss, deci mă iau unde vine să-ți dau cu ochelare ăștia în cap? Păi nu, dar mie vine să râd. Dar înălțime mereu îți vine să râzi, asta e problema. Bă, tași că ești la om în casă. Bă, ce mă enervează, e nebună. Între timp, Speak și-a deschis propriul studio de muzică și a continuat să scoată piese, printre cele mai populare numărându-se Damă de companie, Să nu renunți și Mai lăsat să te las. Canalul său de YouTube a crescut la 500.000 de abonați în 2022, fiind unul dintre cei mai urmăriți vloggeri din România. Ștefania a adunat și ea 1 milion de urmăritori pe TikTok și Instagram și se bucură de una dintre cele mai devotate comunități de fani din mediul online. Aceasta ne arată și latura sa de antreprenor. În 2021, Ștefania a lansat și o colecție de costume de baie, iar pozele promoționale au ajuns până în Times Square, New York. Ea este de o ambiție și de o voință extraordinară. Și gluma noastră, la primele interacțiuni, era: o să vezi, Monica, eu o să fiu milionară. Sunt oameni care capătă o valoare mai mare unul lângă altul. Cei doi formează un cuplu adorabil în care foarte mulți oameni se regăsesc, deoarece este format din doi oameni cu picioarele pe pământ, muncitori și glumeți. Speak și Ștefania se completează perfect și suntem entuziasmați să vedem cum va evolua relația dintre ei. Ina și Deliric. Ina și Deliric formează unul dintre cele mai sexy cupluri din România, fără îndoială. Artista a declarat că nu a mers pe rațiune sau pe o idee și doar pe feeling, semn că lucrurile s-au așezat de la sine între ea și faimosul rapper. Este un artist desăvârșit, este foarte inteligent și este cel mai haios din lume.
Nu se știe exact când a început povestea lor de dragoste, dar Deliric a făcut publică relația pentru prima dată prin această postare de pe Instagram, pe când cei doi se aflau în vacanță. Cu descrierea "Behind every great man there is a great behind" și a completat apoi "Of a great woman, of course". Trebuie să punem ceva picant și în asta. Nu te uita. Nu. Nu e mult, nu e mult. Pe bune. Pe care vrei să pui pe ăsta? O Mială e nevasta lui Mielu? Nu. Aici, da? Nu. Despre succesul Inei nici nu mai are rost să vorbim. Aceasta este recunoscută la nivel mondial, fiind cea mai mare artistă venită vreodată din România. Piesele electrodance i-au adus un număr gigantic de fani devotați în întreaga lume, din America de Sud și America Centrală până în Europa și Asia. Concertele internaționale, acțiunile din Global Records, dar și alte numeroase afaceri au transformat-o pe artistă în milionară în euro, devenind cea mai bogată cântăreață din România. Nici Deliric nu o duce rău. Spiritul său de antreprenor l-a determinat să-și înceapă propria firmă de haine și accesorii, pe numele Porc. Brandul s-a bucurat de un mare succes, iar în 2019 acesta valora peste 1 milion de euro. Suntem la faimosul depozit Porc. Trebuie neapărat să luăm niște bute, că nu există ședință foto fără niște bute Porc, să știe. Deliric este unul dintre cei mai cunoscuți rapperi ai undergroundului românesc, iar canalul său de YouTube este dedicat în special artiștilor din lumea urbană. El a declarat că tot ce a făcut vreodată avea legătură cu muzica, aceasta fiind mereu pe primul loc. Bani, dacă facem din records, e doar din întâmplare. Noi am făcut de plăcere tot ce am făcut și facem în continuare. Ei bine, noi suntem foarte entuziasmați pentru acest cuplu și sperăm să rămână împreună pentru totdeauna. Este clar că au multe lucruri în comun, precum muzica, skateboardingul, moda, mâncarea bună și călătoritul. Are you ready? Yes. I guess so. In 3, 2, 1, go! Cleopatra Stratan și Eduard Sanda. Cleopatra și Eduard au început să se cunoască mai bine pe când filmau videoclipul pentru piesa de Crăciun, Cozonac. Sentimentele au început să se contureze mult mai clar în timp ce promovau piesa la diferite emisiuni. Din păcate, odată cu venirea pandemiei, cei doi au fost nevoiți să stea departe unul de celălalt pentru foarte mult timp. Eduard în București și Cleopatra în Chișinău, alături de părinții ei. Când în sfârșit s-au revăzut, declarațiile de dragoste au început să curgă pe rețelele sociale. Deși artista avea doar 18 ani, cei doi s-au căsătorit în vara anului 2021 cu binecuvântarea tatălui acesteia, renumitul Pavel Stratan. Cleopatra Stratan și-a început cariera la vârsta de 3 ani cu hituri de senzație cum ar fi Ghiță și Zunea Zunea, doborând 6 recorduri mondiale, printre care cel mai tânăr artist care a lansat un album de succes, cel mai tânăr interpret care a lansat un concert live de 2 ore în fața unui public numeros și cel mai tânăr interpret care a primit 3 premii MTV. După o pauză îndelungată în care Cleopatra s-a bucurat de o copilărie normală, aceasta a revenit în industria muzicală în 2018 cu hitul Te las cu inima, aducând un tribut nostalgic începuturilor sale. Suntem convinși că aceasta o să continue să ne surprindă în viitor. Eduard Sanda este artist și compozitor, descoperit și semnat de Randy la casa lui de producție Famous. Piesa de debut, Doar pe a ta, a fost lansată în colaborare cu Ioana Ignat, a cunoscut un real succes și i-a schimbat viața acestuia peste noapte. A fost cea mai descărcată melodie românească pe iTunes și cea mai căutată pe Shazam. Următoarea piesă cu Ioana Ignat, În palma ta, a avut un succes asemănător, dovedind că nu a fost vorba doar de noroc, ci de muncă și talent. Cleopatra și Eduard au extrem de mult potențial ca și cântăreți și compozitori și fac o echipă bună împreună, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. Lasă-ne un comentariu și nu uita să te abonezi la canal și să apeși clopoțelul de notificări. Mario Fresh și Alexia, artistul și fiica Andrei Esca, sunt împreună de 6 ani. Aceștia s-au cunoscut în 2016 la o petrecere organizată de Alex Velea pentru lansarea piesei Ziua mea. Antonia le-a făcut cunoștință, au schimbat numerele de telefon, iar restul e istorie.
Chiar dacă sunt înconjurați mereu de ispite și se confruntă cu tot felul de insecurități, aceștia au rămas împreună, simțindu-se extrem de bine unul în compania celuilalt. Întrebată cum a reușit relația dintre ei să treacă testul timpului, Alexa a mărturisit că secretul este comunicarea. E foarte greu pentru că în ziua de astăzi nu sunt foarte multe cupluri care sunt de la o vârstă așa de fragedă. Nu știu ce să zic, așa a fost să fie, să fim împreună, nu știu, comunicăm foarte mult, avem încredere unul în celălalt. Chiar dacă apar certuri și discuții, aceștia nu rămân supărați pentru mult timp, Alexa fiind cea care face primul pas spre împăcare de cele mai multe ori. Mario continuă să crească în popularitate și să se dezvolte pe plan muzical. Artistul a dat lovitura în anul 2022 cu piesa Necesar, care s-a transformat rapid în hitul verii, dar și cu piesa Umbre, în colaborare cu Connector, care a adunat 11 milioane de vizualizări pe YouTube. Alexia și-a terminat studiile în marketing, publicitate și relații publice în domeniul modei la universitate cunoscută din Londra. Ea a decis să rămână mai departe la București, alături de familie, Mario și prieteni. Cu 700.000 de urmăritori pe Instagram și 200.000 de pe YouTube, suntem siguri că viitoarele proiecte pregătite de aceasta se vor bucura de un mare succes. Mario Fresh și Alexia Eram au arătat că sunt o echipă excelentă atât în domeniul profesional cât și în viața de cuplu și e clar că sunt făcuți unul pentru celălalt. Adela Popescu și Radu Vulcan. Adela și Radu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 13 ani. S-au întâlnit pe platourile studioului Buftea pe când filmau telenovela Iubire și Onoare și s-au îndrăgostit lulea. Într-un interviu pentru revista Viva, Radu își amintește fiorii iubirii de la început. Adela îmi provoacă insomnii. Nu mă pot odihni gândindu-mă la ea. Mă face să uit de oboseală. Mă revigorez împreajma ei. Între timp, Adela și Radu și-au format o familie numeroasă, aducând pe lume 3 băieți frumoși, Alexandru de 7 ani, Andrei de 5 ani și Adrian, născut în iulie 2021. Ne putem aștepta și la un al patrulea copil, deoarece aceștia își doresc foarte mult și o fetiță. Reacția zusului meu a fost cea mai bună în momentul în care a aflat. Ce a zis? Nu pot să cred! O să avem 4 copii! Pentru că și acesta este tot băiat, o să mai facem unul, pune să fetiță. Ai înțeles, Cove? Nu, sincer, nu. În podcastul Fain și Simplu cu Mihai Morar, Adela povestește cum relația cu Radu a făcut-o să realizeze că poate reuși orice în viață. Radu, de la început, m-a făcut să mă simt cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă și cea mai importantă. Ori eu cu aceste 3 calități bine împământenite în mine, am putut și simt că pot să fac orice în viață. Dacă viața lor personală pare să fie una de vis, ei bine, pe plan profesional, lucrurile stau la fel de bine. Radu prezintă una dintre cele mai populare emisiuni de la Antena 1, Insula Iubirii, fiind foarte apreciat pentru profesionalismul de care dă dovadă într-un mediu plin de dramă și ispite. A fost remarcat pentru prima dată în 2009, pe când participa la Dansez pentru tine, iar în 2015 Radu a fost gazda emisiunii Burlăcița, emisiune care îi căuta un pețitor vedetei Daniela Crudu. Adela și-a început cariera la 18 ani ca actriță, jucând în Numai Iubirea alături de Dan Bordeianu și în multe alte telenovele produse de Acasă TV. Pe lângă actorie, frumoasa blondină s-a lansat și pe plan muzical, fiind solista trupei DJ Project pentru o perioadă de câțiva ani. În prezent, Adela Popescu este unul dintre oamenii de bază ale postului ProTV, având din 2016 propria emisiune Vorbește Lumea. Deși Covei a fost coprezentator toți anii aceștia, el a părăsit postul în 2021, lăsând-o pe Adela ca unica moderatoare a show-ului. Vă duce lipsa în fiecare clipă, te iubim, Cove, dar viața merge mai departe și prietenile adevărate nu se destramă, tu știi ce spun. Amândoi sunt frumoși, talentați și muncitori, iar împreună formează un cuplu forță. Cam atât pentru astăzi. Lasă-ne un comentariu și nu uita să te abonezi la canal și să apeși clopoțelul de notificări.